I'm back, boys! Oh, Snapchat. I'm back, boys! Oh, Snapchat. Adică? Adică, stai puțin, avem fete ca invitate. Hai să încercăm din nou. Hai. I'm back, girls! Adică ne-am întors, fetelor, doamnelor și domnilor, vorbesc. Ladies and gentlemen, mai bine spus. Doamnelor și domnilor, ladies and gentlemen, vorbim pe românește, că oamenii de acasă trebuie să le înțeleagă de un profesor. Da! Așa este. Dar... Eu, la mine a căzut sunetul... Mai la microfon un pic, mai aproape. 2-10, 2-10, 2-10. Poți să vorbești și eu la microfonul dumneavoastră uneori? Pe cine aveți invitate astăzi? Pe fetele lui... Da? Naroba! Naroba se află alături de noi. Uite-le aici. Bun găsit! Bună! Hello, bună! Bună! Ia, fetelor, 20, aici. Așa, au venit fetele. Mama, la telefon, dacă vă uitați, acolo este perfect. Bună, Tudor! Bună! Bună! Faceți cu mulți oameni! Bine să vă cunosc! Am așteptat să te vedem! De ce are zebra fete că se transformă? Nu l-am auzit pe Tudor. Tudor, nu te auzim. Numai puțin să văd dacă reușesc să dau mai tare. Noi da, nu da. Problema este că acum începem să vă auzim și noi. Tudor, zi ceva. Abia așteptat să fiu interviorul vostru. Auziți pe Tudor acum? Fetele nu aud, doamnelor și domnilor, o să vedem exact. Fetele se uită la televizor la noi când vorbim. Perfect, acum am auzit. Perfect, Tudor. Bravo. Hai să auzim, Tudor, ce vrei să afli de la cele două domnișoare senzaționale și de la mama lor, una dintre cele mai bune artiste ale make-up-ului din România. Selin și Chantal, am auzit că vă place să machiați ca mama voastră. Pe cine machiați voi? Pe cine machiați? Chantal. Ce mami. Pe mami? Uh-huh. Mi se pare normal. Tudor, te rog să întrebi pe Chantal ce vrea să se facă când e mare. Ok. Chantal, ce vrei să faci? Ce vrei să te faci când ești mare? Doctor de animale. Mai tare. Doctor de animale. Oh, veterinar, așa. Da, veterinar. Wow, interesant. Da. Da, de ce, Chantal? Spune de ce vrei să te faci doctor de animale. Pentru că... Mai tare, dar trebuie să vorbești tare, Brick. Pentru că îmi place să fiu așa, când ești mare. Bravo, Chantal, bravo. Oh, ok. De la tatăl vostru, ce sporturi ați învățat? Vă place să faceți mișcare? Ce te-a învățat tati să joci? La cine a fost pe la sat pe teren? Spune! Fotbal! Cum? Fotbal! Te-a învățat fotbal? Uh-huh. Și tu știi să joci? Da! Nu pot să cred! Vreau să fac un gol tare! Hei, m-am șantat! Vine la voi! Wow, ce drăguț! Dar ea treabă pe Selin, ce vrea să se facă când e mare? Mi se pare chiar amuzant cum face ea. Da, hai să vedem Selin oare ce vrea să facă, ia întreabă. Selin, ce vrei să te faci când ești mare? Spune, Selin, ce vrei? Mai tare! Tare. Eu vreau să fac de bebeluși de oameni și de bunici. Mai tare, mai tare, mai tare. Doctor de bebeluși, de oameni și de... Și de bunici. Doctor de bebeluși, de oameni și de bunici. Vrea să lie. Și Regina? Ce mi-ai spus mai devreme? Mami, lasă-mă o pizza. Regina Mo? Mi. Regina modei. Selin îi place să facă moda. Ia, pot să le arăt ce e în live? Ia așa. Ia, uitați-vă ce și-a pus Selin pe mână. Special pentru emisiune, cu Rapunzel. Wow. Da. Eu știu să fac Da, hai să cântăm la tutor alfabetul. Hai să cântăm în engleză. A, B, C. Hai, doi, trei și... Hai! A, B, C, tare! E, S, T, S, I, T, T...
Bravo! Wow, very good. Foarte bine. Tudor, întreabă ceva în engleză pe Chantal. Do you plan to become an English YouTuber like me when you grow up? Poți să vin cu traducere? Yes. Deci, Tudor a întrebat dacă o să fie YouTuber în limba engleză, cea mică, așa cum este el. Eu sunt de la traducere, serviciu de traducere, să trăiți. Și Chantal a răspuns? Răspunsul a fost da. Mai departe. Întreabă pe Chantal ce mi-e place să facă, sau și pe Selin. Hai, Selin, să zici și tu. Hai să cântăm aia, Veverița, Veverița. Vreți să cântăm? Hai, 2, 3 și, hai, 2, 3 și. Veverița, Veverița, în cer și mai tare. Mai tare că n-aud. Hai să mâna de ea ți-a părțit piciorușul frumos. Vine doctorul de-ntreabă și piciorul leagă. Vine doctorul de-ntreabă și piciorul leagă. Domnule doctor, te rugule, ai mă doare tare rana mea. Bravo, fetelor, felicitări! Bravo! Bravo! Bravo, Tudor, mai are niște întrebări pentru voi. Tudor, te ascult. Care este desenul vostru preferat? Am auzit că este Eroi în pijama. Corect? Da. Sigur. Mama, lăsăm postița, te rog, spune despre Eroi. Pizoria asta e un costum cu albastru, pupita aia e un costum cu roșu și ciocul e un costum cu verde. Bravo, Chantal, bravo! Ce desene se fac? Ce desene? De super eroi în pijama. Ok. Tudor, ne mai întreb ceva? Și pe Selin, te rog. Care sunt personajele voastre preferate? Și pe Selin, să vedem ea ce spune, da? Da, care, și pe Selin. Care personajul tău favorit din Selin? Cine îți place? Hai, repede, de cine vă place? Baby Cry sau ce ai spus? Baby Cry. Baby Cry. Ok, Chantal, ție ce-ți place de la desene? Pe cine îți place? Pe Mickey Mouse. Oh, super! Bravo! Pompierul Sam? Da, Pompierul Sam și pe Mickey Mouse îmi place. Da, tati se transformă în Pompierul Sam? Da, ți-i timp de făcut. Bravo! Ia, întrebați și voi pe Tudor ceva. Întrebați și voi să-l întrebați pe Tudor. Ia, Chantal, întreabă pe Tudor ceva. De ce zifrele au pete pe cop și se transformă în girafă? De ce? De ce? Păi, se întreba pe tine. Pentru că le-a transformat într-o zebră ciudată. Wow! Selin nu vorbesc nimic ca mama. Să știți că Selin este mult mai vorbăriață, doar că acum e puțin așa, emotiv, așa-i? Tudor mai are o întrebare, să știți. Cum ați descrie pe bunica voastră?
Pe bunica, cum o descrii pe bunica? Prima dată faci părul fără scris și după aia faci tricoul albastru și după aia faci ochii maro și după aia faci pielea cu portocaliu adică. Și are ochelari, bunica? Da, 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 are ochelari ca să se vede. Și asta e, o să defugase așa. Și pe sora ta? Cum? Ia spune, cum, ce îți place ție la sora ta cel mai mult așa? Să ne stai cu minte. Hai, ce îți place ție la sora ta? Să dau un ursuleț. Vrei să dai un ursuleț la sora ta? Aha, un cadou. Și despre mami ce ziceți voi? Cine e mami pentru voi? Cine este? Mami ne dă un cadou. Mami ne dă un cadou, da. Dar cine e mami pentru voi? O iubiți pe mami? Da, un pic. Da, un pic? Un pic? Da, un pic de iubire. Mult, o zise Linca mult, trebuie să vină arată ca mult. Om și apropo. O să număr până la 10. De 10, de 2 plus 2 plus 1 fac 3 și 2 plus 1 fac 3. Da, ai zis odată și 2 plus 2? 2 plus 2 fac 7. 4. 5 plus 5 fac 10. Bravo, bravo! Tudor! Tudor, eu mai am câteva întrebări, vreo 2-3. S-auzim! Ce vă place cel mai mult la mami și tati? Ce-ți place la mine așa cel mai mult? Diamante. Diamantele? Așa. Și la tati ce-ți place cel mai mult? Să-ți dați folie. Oh, nu mă să crezi, răspuns corect. Bravo, așa tare. Să minți ce-ți place la mami cel mai mult? Ce-ți place la mami? Repede, cel mai mult. Ce-ți place la mami? Nu știe, Zeli. Nu știe, mă știe. Vă puteți la tati? Hai că vă puteți la tati. Ce-ți place la tati cel mai mult? Să-l întrebați-o pe Șantal ce să linie motivă. Da, o să mă uit până la urmă. Zici că am guduș. Și ce o să mâncăm acolo? Unghe? Tată! Da, și apropo, mai am încă o întrebare de final. Ia spune. Wow, hai să vedem. Știți vreun cântec în engleză? În engleză? Da, eu știu. Șata știe? Da, eu știu. Eu despre pădă de piatră ca să se dărâma. Nu, în engleză știi? Nu, ceva în engleză. Eu știu doar alfabetul în engleză. Doar alfabetul știi în engleză, tu doar acum. Mami, stăm frumos, te rog. Da. Să mai zicem ceva în engleză. Spune, Tudor este frumos. În engleză, cum spui? Știu altfel de... Na, hai, spune tu altfel. Aici. Elephant. B, este pământ. Dar mai tare, da, ok, mie îmi place cum cânta asta să-ți mai tare. Elephant. Bun. Mai avem... Ele sunt puține moștie pe acum. Nu-i problema. Uite, am eu o întrebare pentru Tudor și Tudor, după aceea o să aibă întrebare pentru voi. Tudor, azi e ziua internațională a dorului. De ce ți-e dor? Păi, mie-mi-e dor de zilele înainte de coronavirus, adică când aveam toată libertatea
extremitatea pământului. Puteam să mergem oriunde vroiam, nu puteam să purtăm o mască, o mască aiurită, nu erau restricții, dar dacă mi-e dor de cineva, îmi este dor de profesoara mea de ski, Olga. Olele, habar n-am avut chestia asta. Aha. Da, mi-e puțin dor. De ce clătitele stai pe un picior, ca maimuțele? De ce? Pentru că perdelele sunt magice și cineva are o baghetă magică. Ah, și poate să transforme. Da. Bravo, cum transformă mami din make-up, din urât frumos, nu? Da, așa e. Da. Avem și o întrebare. Eu știu diferențele. Ia, ce diferențe? Uite. Da. Uite. Da. Publicitate acum și să vă mulțumim. Dar da, mai avem o Tudor are o ultimă întrebare pentru Dana. Și după aia. Spune Tudor, te pup. Ți este dor de ceva sau de cineva? Pentru tine, pentru Dana e întrebarea. Da, pentru mine. Mie mi este dor de cine să fie dor mie? Da, mi este dor să vin la București, mi este dor să mă întâlnesc cu familia Brancu, mi este dor, dar într-adevăr în ultimul timp având foarte mult de lucru și clar, exact cum spunea Tudor, faptul că coronavirus ne-a constrâns în casele noastre, să zic așa, ne-a făcut să ne fie dor de toți, de toți cei dragi și în același timp să ne facă să ne fie frică să ne mai întâlnim. Eu mâine. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Da. Da. Bravo fetelor. Bravo fetelor. Bravo fetelor. La revedere. Ne mai vedem în altă zi. Pa. Și acum atât doar zicem publicitate.